Bine v-am găsit, prieteni! O să vă prezint în cele ce urmează o aplicație foarte utilă celor care rulează aplicații ce consumă multe resurse sau jocuri. Și de ce este utilă? Pentru că printr-un simplu click poate închide procese nefolositoare sau alte aplicații care ar consuma resursele calculatorului inutil și tot printr-un simplu click le poate restaura după ce ați terminat să vă jucați sau știu eu, după ce ați terminat de lucrat cu aplicația solicitantă. O să deschid un browser web și o să descarc această aplicație. Pe Google, în caseta de căutare, scrim YoBit Game Booster. YoBit Game Booster cu 2 de O. Primul rezultat este ceea ce căutăm. Acesta este site-ul producătorului. Facem click pe Speed Up Games Now și vom fi redirecționați către Major Geeks, de unde putem descărca această aplicație. De pe oricare dintre aceste servere se poate descărca, o să-l aleg pe primul și o să-l salvez pe desktop. Și așteptăm să se descarce. După descărcare, închidem browserul și trecem la instalarea acestui program. Îl pornim, eu l-am pe desktop. Mergem la pasul următor. Acestea sunt termenii de licență pe care vă recomand să-i citiți cu atenție. Mergem mai departe. Alegeți locația în care să fie instalat Game Booster. Eu l-am instalat în Program Files. Game Booster. Acesta este numele grupului de programe din meniul Start. Îl lăsăm așa. Dacă doriți să fie creată o iconiță pe desktop, lăsați bifată prima opțiune. Dacă doriți să fie creată o iconiță și în meniul Quick Launch, o lăsați și pe a doua. Eu o să o debifez pe a doua, mergem mai departe și îl instalăm. Aceasta a fost instalarea. Dacă doriți să fie pornită aplicația după ce apăsați butonul Finish, lăsați bifată această opțiune. Eu să o debifez. Aceasta a fost instalarea.